Bună ziua, dragii mei! Astăzi vremea va fi închisă în vestul, centrul și în nord-vestul țării. În Banat și în Crișana vor fi condiții de precipitații mixte, iar în Maramureș, în Transilvania și la munte va ninge. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil cu nebulozitate și precipitații mixte, în special în extremitatea de sud-est. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde ninsoarea va fi viscolită. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 1 grad și 7 grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi variabil și va ploua slab pe arii restrânse. Termometrul va indica 6 grade în Slobozia, 7 grade în Călăraș. În Transilvania ne așteaptă o zi cam rece. Cerul va prezenta înorări și va ninge slab. Maximele ajung, iată, la 0 grade în Cluj-Napoca, 2 grade în Alba Iulia. În Moldova, cerul va fi mai mult senin, cu unorări temporare și ninsori în partea de nord a regiunii. Maximele ajung la 3 grade în Piatra Neamț, 2 grade în Iași. În vestul țării, cerul va fi variabil, iar termometrul va indica 4 grade în Timișoara, 0 grade în Baia Mare. În Oltenia ne așteaptă o zi însorită în mare parte, cu maxime de până la 7 grade în Slatina, la fel și în Târgu Jiu. În Dobrogea cerul va fi variabil, iar meteorologii anunță ploi slabe. Vor fi 8 grade în Megidia, 6 grade în Tulcea. La noapte cerul va avea înorări temporare și se vor semna la precipitații pe arii restrânse. Vor fi condiții de lapoviță și ninsoare în regiunile sud-estice, iar din a doua parte a nopții, în vest și nord-vest, vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde zăpada va fi viscolită. Minimele nopții se vor încadra între minus 8 și 3 grade cu plus. În capitală, vestea bună e că temperaturile sunt în ușoară creștere. Ne bucurăm și de intervale cu soare, iar maxima ajunge până la 8 grade. Noaptea se anunță a fi una destul de rece, cu cer variabil și o minimă de minus 7 grade. Mâine ne bucurăm în continuare de atmosferă însorită, iar în jurul prânzului maxima ajunge la 7 grade. La munte, cerul va avea înorări persistente și va ninge slab, mai ales în Carpații meridionali și orientali. Vântul va sufla slab până la moderat, dar cu intensificări, în special pe creste. Temperaturile maxime ajung la minus 6 grade în Semenii, minus 5 grade în Sinaia. Iar acum prognoza meteo personalizată. Corina m-a întrebat cum va fi vremea pe 23 februarie în Brăila. Maxima ajunge la 2 grade, iar cerul va fi variabil. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată, chiar în direct, tot ce trebuie să faceți e să îmi trimiteți un e-mail pe adresa meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă să aveți, indiferent de vreme.